Ierec, Ierec. Ce, mă? Cum adică Ierec, mă, fătălăule? Bă, fătălăule, alo? Cum adică Ierec? Păi tu nu vezi că mănânc un eclair cu o zacuscă din ajutoarele de afani, a? Chiar nu vezi? Bă, mafiotelule, alo, băi puță. Dar ce zic eu, ce zic eu puță, că nu se vede nici măcar aia până iegăria mulață pe care ai pe tine. Oprește camera, mă. Băi, vezi, vezi că și unde stai, n-ai grijă. Deci nu bați asta la montaj, înțeles? A? Oprește-o, hai. Fătălău, fătălău, mă. Bine v-am regăsit, mafioți și amețite. Am primit foarte multe mesaje de la voi, pe care vă dați seama că nu le-am citit, pentru că sunt de la Budeanu, în care îmi cereți să comentez ceva de Crăciun. Păi și dacă nu le-ai citit, de unde știi ce ți-au cerut? Mă băiețel, mă băiețel, dar ce zic eu băiețel, că ai colanți. Bă, bă marța foile, bă. Ia bine puțin, bine puțin. Mai puțin, fetiță, stai să vedem. Ai ceva la ochi, serios, ai ceva. Ai ceva pe față. Pă bune, mă, ia să vedem. Ai ceva, cred că, nu știu, stai, ai o secundă, mai în față. Ai cu acel? Așa, uite aici. Gata, avea niște suc de pătălău. Era niște suc de pătălău pe față și asta era. A, bun. Trecem mai departe. Nu, ești bine rău, mă, ești bine, ești mișto rău, mă, acum, serios. Bine rău. A, deci, ce ziceam? Mi-ați trimis mesaje, o grămadă de mesaje, în care îmi cereați să comentez o ținută de Crăciun. Așa că am ales cel mai oribil outfit pe care l-am văzut. Iată. Păi ce asta, mă? Puneți-vă șosetuțe, mă, brăduților. Mai ales când sunteți împodobiți. Da? Terminați-vă cu nudismul pătrunchi. Da? Păi nu v-ați văzut, mă, vreun copac mafiot vreodată? Fără ciorap? A? Ați văzut, mă, vreun tei? Vreun stejar? A, vreun salcâm? La trunchiuțul gol? A? Crezi că ia-ți niște fraie sau ce? Ce pomi ați văzut voi în sălbăticie? A? Da? A, să facă nudism la trunchi? A? Ce pomi ați văzut? Voi nu sunteți brazi, mă. Voi sunteți sălci. Sunteți sălci. Asta sunteți. Da? De unde, mă, feminizarea asta? Feminizarea brazilor. De unde e chestia asta? Hm? De unde pune chestia asta? Bă, atenție aici. Băi, marsafoilor. Un brad adevărat nu stă niciodată împopoțonat în casă. Niciodată, niciodată. Exclus. Da? Un brad adevărat, da? Stă în pădure, bă. Da? Acolo e locul bradului. În pădure. Că de-aia e brad. Hm? Să se înțeleagă. Dar dacă țineți neapărat să vă puneți instalații, peteluțe și toate zorzoanele, hai să vă arăt cum arată un brad frumos în pădure. Hai, uitați. A? Ce ziceți? Altceva? Altceva? Eleganță? Stil? Delicatețe? Deci se poate. Da? Se poate. Dacă vrei, se poate. Uite. Ăsta poate, mă. Ăsta poate. A, încă ceva? Înainte să vă las. Beteluța de sub brad. Beteluța de sub brad, dragilor, dragii mei brăduți. Bă. Beteluța nu se ține niciodată sub brad, da? Fătălăilor, da? Fătălăilor, bă, fătălăi, fătălăi, mă! Bă, marțafoilor, beteluța nu se lasă sub brad ca amețita, da? Beteluța se pune pe brad. Că de-aia sunteți brazi, mă, de-aia sunteți bărbați și e de femei. De-aia voi sunteți brăduți și beteluța e femei. Păi de ce aveți crenguțe, mă? Hm? Ca să le pensați sau ce? Hm? Ca să vă duceți la salon cu ele? Nu, le aveți ca să puneți beteluța pe ele, da? Să știți, de până înainte. Ok? Hai că m-am enervat destul pentru ediție. Până data viitoare, nu uitați, vă rup pe genunchi și mesajul meu pentru toate fetele este stilul ești tu. Dacă nu ești șomer, o să uiți asta, pentru că nu prea ai timp, dar dacă ai timp, o să ți-o amintești. Vă pup, dragile mele, și ne vedem data viitoare cu un nou verdict. Amețitelor, da? Vă pup, ceau! Eu, gata, bună. Îmi dai și mie izmenele alea, fătălule de pe pat, te rog, că nu mai pot de frică în rochia asta, idiotă, mă piși pe mine.